Bună dimineața tuturor! Tuberculoza este cea mai răspândită și mai persistentă boală contagioasă la om. Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, anual sunt înregistrate circa 8 milioane de cazuri noi de tuberculoză și aproximativ 3 milioane de decese din cauza acestei maladii. În aceste condiții, prevenția bolii prin informarea insistentă a populației rămâne un obiectiv de bază al medicinii. Ne alăturăm și noi acestei misiuni și vă oferim în continuare sfaturile medicului ftiziopneumolog Diana Kondratski. Tuberculoza este boală infecțioasă cu transmitere aeriană. De aceea, pentru a face infecție, această infecție sunt receptivi toți. Numai că există un persoane care sunt în grup de risc sporit pentru a face tuberculoză. În primul rând, acestea sunt contactii, persoanele care au contactat cu un bolnav de tuberculoză netratată și încă nediagnosticată. A doua categorie sunt persoanele cu imunitate scăzută, fie ea înăscută, fie ea achiziționată pe parcursul vieții. Tuberculoza este cauzată de o micobacterie, numită Mycobacterium tuberculosis. Este un bacil. Un pacient cu tuberculoză cu formă de tuberculoză pulmonară sau și laringeană elimină în aer așa numiți aerozoli care conțin micobacterii de tuberculoză. Ele se numesc în limbaj științific droplet nuclei. Persoanele care se află în preajma bolnavului de tuberculoză au șansa să inhaleze aceste aerozoli. Aceste aerozoli sunt foarte mici și ele pot trece prin bariera naturală a căilor aeriene, nimeresc în alveole, unde sunt captați de niște celule numite macrofagi. În lumea științifică, tuberculoza se numește boala macrofagilor alveolari. Persoanele cu imunitate bună nu fac boală. Ei pot face infecția tuberculoasă latentă, care este absolut asimptomatică, însă nu fac tuberculoză ca și maladie. În persoanele care fac parte din grup sporit de risc despre care am vorbit anterior, micobacteria tuberculozei poate trece bariera macrofagală și ei fac tuberculoză ca boală. Din debut precoce, tuberculoza este absolut asimptomatică. Însă primele simptome care trebuie să îngrijoreze sunt tuse cronică cu durată mai mult de 2-3 săptămâni, astenie care este neexplicabilă, pacienții ăștia n-au putere dimineața după ce se trezesc din somn, transpirații nocturne, temperaturi cu cifre mici, 37,1, 37,2, care nu întotdeauna sunt sesizate de bolnavi, și pierderea în greutate. Prezența măcar unuia din aceste simptome cu durată mai mult de 2-3 săptămâni trebuie să îngrijoreze. În aceste situații noi propunem evitarea situațiilor de autoabordare sau autotratament al acestor simptome. Întotdeauna, în toate cazurile, este nevoie de adresat la medicul de familie care apoi dirigează pacienții suspecți de tuberculoză la medicul ftiziopneumolog care își stabilește diagnosticul. Consecințele din netratarea tuberculozei sunt mai multe, dar două fundamentale sunt decesul. Tuberculoza netratată poate fi fatală în unele situații și a doua că persoana care este nu nediagnosticată și netratată cu tuberculoză continuă să infecteze pe cei din jur. Noi, medicii, ne dorim ca populația din Republica Moldova să aibă grijă de sănătate proprie și nu ezitați să vă adresați la medic, la prezența celor mai sugestive semne caracteristice pentru tuberculoză. Final de rubrică. Dragi telespectatori, memorizați aceste informații. Persoanele suspectate de tuberculoză trebuie referite imediat pentru o examinare medicală, pentru a restabili propria sănătate, dar și pentru a preîntâmpina îmbolnăvirea altor oameni. Aveți grijă de sănătatea voastră și a celor dragi vouă. O zi frumoasă să aveți!